I just wanna make you sweat. Când spui Corneluș Dinu, gândul îți zboară direct la lux. Nu mai este o noutate că fiul procurorului duce o viață de huzur și îi place să-și petreacă timpul numai prin zonele de lux din București, unde doar lumea bună își permite să meargă. Acolo l-au surprins și paparații spynews.ro. Sunt un boss, mare, 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 mare boss. Este un mare boss băiatul lui Cornel Dinu. Nici nu este de mirare, căci tatăl celebru l-a răsfățat de mic. Dar să revenim la imaginile zilei. Corneluș Dinu a fost filmat pe terasa unui restaurant cu ștaif din capitală. Dar stați că nu cu asta ne-a dat pe spate, ci cu altceva. Vorbim despre bijuteria de lux pe care o purta la mână. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Dar nici el nu stă pe loc, face bani, dar și cheltuie. Dovada este ceasul de aur pe care îl purta fiul procurorului la mână. L-a surprins chiar și pe prietenul lui, cu care s-a întâlnit la restaurant. Și, fără să stea pe gânduri, Corneluș Dinu s-a lăudat cu bijuteria sa. I-a prezentat pas cu pas amicului toate detaliile, probabil și prețul pe care îl are prețiosul obiect. În imagini se vede cum tânărul era absorbit de discuția pe care o avea cu milionarul. Ce-i drept, un astfel de ceas ar face gelos chiar și pe cel mai mare colecționar. Ce își poate permite Cornel Dinu, alții doar visează. Și zâmbești și continui să spui, visul la cai, vezi pe pereți, la cai.